Fiți binecuvântați de Domnul Dumnezeu cerului și al pământului în vecii vecilor. Amin. Amin. Să cuvine să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru o noapte de odihnă. Am avut ocazia să ascult frați din zona Ucrainei, unde era zona aceea de conflict, care au spus în câteva luni de zile, de când a început conflictul la ei, locuințe, orașe care au fost cu locuințe, cu case, oameni care au avut casa mobilată, oameni care au avut curte aranjată, oameni care au avut liniște și pace, au pierdut tot, au rămas doar niște ruine. Noaptea s-auzau împușcători, ziua trebuia să se ascundă și spunea, am rămas fără curent, am rămas fără apă. Pentru noi noaptea nu e odihnă, pentru noi ziua trebuie să umblăm pe ascunse. Și atunci mi-am dat seama ce bine e să ai o noapte binecuvântată de Domnul cu liniște, să-ți petreci somnul de seara până de dimineața și să te trezești din aștenutul tău odihnit, Domnul să primească mulțumirile noastre. Amin. Se cade să-i mulțumim Domnului pentru încă o nouă zi de viață. Slăvit să fie numele Domnului. Așa să vă binecuvântăm în numele Domnului pe toți care faceți parte din Biserica Domnului Elim, din Wiener Neustadt, pe toți credincioșii din Wiener Neustadt, din Austria, frații noștri din România, din Europa, din Ucraina, din America, din Canada, din Australia, de pretutindeni, Dumnezeu să-și întindă mâinile peste copiii Lui și peste toți locuitorii Pământului, Dumnezeu să mai lase pâine și pace peste pământul întreg. Amin. Aș vrea ca și în această zi să avem un program pentru frații noștri care din pricina măsurilor de sanitare care s-au luat cu această pandemie, nu putem să fim la părtășie în această duminică. Sperăm de duminica cealaltă, din data de probabil că 10, dacă nu 12, va fi decembrie, vom avea prima întâlnire din nou în Casa Domnului și am vrea să ne bucurăm cu toții. Aș vrea să ascultăm o cântare cântată de sora Viorica Solonca. După sora Viorica Solonca, aș vrea ca fratele Vladimir să aibă o poezie, Domnul să-l binecuvinteze, urmat de un cuvânt din partea Domnului, Domnul să-l întărească, pe fratele Sanducu. Amin. Cei credincioși va zice
viața-n mâna lui Iisus. Și Domnul ți-o va lua. Încredințează soarta mâna Lui. Încrede-te în El, că ce este bun. Durerea care poți în viața ta, ce bine e.
sărăcie nedorită s-a răspândit deodată pe pământ. E omenirea întreagă uluită. Și totuși, tu ai ultimul cuvânt. Un virus mic a căpătat putere ca să coboare oamenii mormânt. Între savanți și doctori e tăcere. Și totuși, tu ai ultimul cuvânt. Se sting oameni de rând. Se sting și lideri. Căci viața noastră e doar o frunză în vânt. Ne credem sănătoși, puternici, liberi. Și totuși, tu ai ultimul cuvânt. Au zis prea mulți, prea multe până acum, și-au ignorat cuvântul tău cel sfânt. Azi, gura tuturor le-a închis-o ciuma. Căci, Doamne, tu ai ultimul cuvânt. Ai spus să ne oprim, să luăm aminte, căci tu ești Domn în cer și pe pământ. Să punem preț pe lucrurile sfinte, căci, Doamne, tu ai ultimul cuvânt. Acum sunt teatre, stadioane goale, spectacole, distracții nu mai sunt. Înghesuiți stau numai în spitale, căci, Doamne, tu ai ultimul cuvânt. Și acum, în timpul acesta de încercare, mă plec în fața tronului tău sfânt să cerem a ta milă și îndurare, căci, Doamne, tu ai ultimul cuvânt. Oprește, Tată bun, te rog, urcia ce au coborât pe atâția mormânt, deși planeta-ți merită mânia, dar, Doamne, tu ai ultimul cuvânt. Pe Golgota îndurerii usturătoare, muri pe cruce, Fiul tău cel sfânt. În jertfa lui și azi avem salvare, căci, Doamne, tu ai ultimul cuvânt. Te rog, în numele jertfirii sfinte, oprește pandemia pe pământ. Noi n-avem niciun merit, drag părinte, dar, Doamne, tu ai ultimul cuvânt. Ajută-ne pe toți cât ne vei ține să ne înnoim în nostru legământ. Nici când să nu ne depărtăm de tine, căci numai tu, doar tu ai ultimul cuvânt. Amin. Amin, Doamne Stăpâne. Știm că și iarul întotdeauna vine și a vrea să întristeze omul care mereu să stai lângă Dumnezeu. Aș vrea ca locul acesta să fie o binecuvântare pentru cei care vin în locul acesta. Amin, amin. Amin. N-am vrea niciodată ca locul acesta să fie un loc în care omul să stea imut. În locul acesta vrea ca Dumnezeu să dea cuvânt întotdeauna. Amin, Doamne. Amin. E foarte principal atunci când oamenii lui Dumnezeu au lumină de sus și când Dumnezeu luminează mintea lor, să știți că Dumnezeu întotdeauna aduce un cuvânt potrivit pentru adunare. Amin, amin. Totuși, dacă în dimineața aceasta Dumnezeu ne-a dat prilej să venim în casa lui Dumnezeu și ne-a dat un duh nou și statornic, ca în timpul nopții care a vegheat deasupra Duhului, care a mai spus și inimii mele și inimii care vor asculta mesajul acesta, să mai bată o inimă pentru Dumnezeu, omul trebuie să fie recunoscut, căci Dumnezeu are un plan cu omul pe care Dumnezeu îl mai lasă în viață. Amin.
Dacă Dumnezeu ne-a lăsat în viață și în dimineața aceasta și ne-a dat prilejul să venim în locul acesta unde este chemat în numele Domnului Iisus, noi trebuie să prețuim timpul în care suntem în casa lui Dumnezeu. Noi care Dumnezeu totuși ne-a dat, încă o dată spun, prilejul să venim în casa lui Dumnezeu, suntem datori să ne rugăm unii pentru alții și apoi să ne rugăm pentru pământul acesta întreg, unde vedem că și oamenii nu mai știu unde se alargă. Vedem că și unii iau în stânga și în dreapta și își pun întrebări de ce. Toate lucrurile știe Dumnezeu. Să știți că și mâna lui Dumnezeu și acum este întinsă deasupra pământului. Amin. Și știm că și mâna lui Dumnezeu este o mână puternică în care noi avem un adăpost și avem un sprijin și o mângâiere sub mâna aceasta binecuvântată lui Dumnezeu. Și ne rugăm lui Dumnezeu ca și Dumnezeu să nu-și retragă mâna. Dumnezeu să aibă întotdeauna mâna întinsă deasupra acestui loc pământesc. Atâtea lucruri auzim. Unul spune altceva, altceva aduce un cuvânt altul și nu știm finalul acestei lucrări. Știm smochinul care Dumnezeu l-a stădit în grădină. N-a știut nimeni finalul smochinului. Finalul a știut unul singur, Dumnezeu. Finalul acestei pandemii noi nu-l știm și nu-l cunoaștem. Finalul acestei pandemii îl cunoaște unul singur, Dumnezeu. Amin, amin. Dacă nu, ca să ne facă cunoscut Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, noi trebuie să stăm în ascultare și în rugăciune. Amin. Numai așa poți să primești răspuns din partea lui Dumnezeu. Așa putem să primim răspuns din partea lui Dumnezeu dacă stăm în ascultare și în rugăciune. Și mă rog ca cei care vor asculta mesajul Evangheliei în ziua de astăzi, Dumnezeu să-i deschidă mintea, inima, cugetul, să poată să înțeleagă că noi avem un Dumnezeu așa de mare, în care ne-am pus încrederea și avem baza mântuirii în acest nume de Iisus. Dumnezeu să vă binecuvântează. Aș vrea să citesc un cuvânt din partea lui Dumnezeu din Fapte, capitolul 3, de la versetul 1 până versetul 6, inclusiv și versetul 6, dacă se poate afișa, este așa de frumos cuvântul acesta, care declară așa de frumos. Atunci Petru i-a zis, versetul 1, Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Era ceasul al 9-lea. Acolo era un om olog din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acela, când a văzut pe Petru și pe Ioan, că voiau să intre în templu, i-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și i-a zis, uită-te la noi. Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capătă ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am îți dau în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. E foarte principal cuvântul acesta, scoală-te și umblă. Un olog nu poate să umble, dar când declară Dumnezeu prin gura lui, scoală-te și umblă, să știți că și ologul se scoală și umblă. Vedem lucrarea aceasta care și Dumnezeu o are în privință pe Petru și pe Ioan, îl are așa în viziunea aceasta lucrării după 10 zile ce a fost pogorât Duhul Sfânt, vedem că și ei fac o lucrare minunată. Vedem că și înainte ca să fie ei botezați cu Duhul Sfânt, spune că ei au fost plini de frică, plini de temere. Încercau să se ridice, să spună că cine este cel mai mare dintre ei. Dar după botezul cu Duhul Sfânt, după revărsarea Duhului Sfânt în ziua cinzecimii,
Vedem că Dumnezeu face o altă schimbare cu ei. Încearcă Dumnezeu să le aducă aminte că și cum au fost ei înainte, că și n-au putut să facă nimic fără de Duhul Sfânt. Dumnezeu îi învață și îi trimite în ziua aceea, în ziua, în timpul rugăciunii, le trimite la poarta frumoasă din templu de la Ierusalim, căci Dumnezeu a avut un plan măresc cu ei, să-i arată că ce poate să facă Duhul Sfânt care a fost trimis de la Dumnezeu. Vedem că cei doi oameni, Petru și Ioan, când se duc la templu, văd pe cineva acolo șezând jos, șeșând de milă. Acest om a fost obișnuit în toate zilele lui, căci oamenii care vineau în templu în Ierusalim știa că el trebuie să primească ceva. Avea el o slujbă să întingă întotdeauna mâna, să primească ceva din partea celor ce vineau în adunare, din partea preoților care aduceau slujbe și făceau slujbe în adunări. Și vedem că ceașul loc, când a văzut pe Petru și pe Ioan, iară slujba lui a pus o funcțiune. A încercat să întingă mână. Petru ca și Ioan a înțeles că și Dumnezeu îi are în plan o lucrare măreață. Și mă rog în dimineața aceasta și ca cei care vor vedea acest mesajul Evangheliei, Dumnezeu să-i scoală, să-i ridice din așternutul în care este. Dumnezeu, să știți că e Dumnezeu atotputernic care știe și cunoaște totul. Vedem lucrarea aceasta care se petrece, dacă nu s-a putut petrecea în 40 de ani în templu Ierusalim, orogul putea să fie vindecat de preoți. Dacă el, măcar odată, în 40 de ani, vedea că în adunarea lui Dumnezeu, în templu de Ierusalim, se făcea măcar odată o minune, el avea dorința să fie dus în templu să fie vindecat. Dar pentru că n-a auzit mesajul de la preoți, de la cei ce ieșeau, căci Dumnezeu a mai făcut o minune în adunare, el a stat afara porții numită frumoasă. Și Dumnezeu, dacă n-a putut să-și facă lucrarea în templu, s-a desfășurat lucrarea afara templului, la poarta frumoasă. Lucrarea celor doi, să știți că a fost o lucrare minunată, măreață. Adică omul olog întindea mâna și aștepta să primească ceva. Așa facem și noi de multe ori. Întindem o mână și nu știm ce vrem să primim. Mulți oameni își pun întrebarea de ce oamenii religioși, oamenii care intră în adunare, atâta rugăciuni pe globul pământesc nu este ascultat? Și mi-a pus întrebarea, oare în locul acesta, din Viena Neustadt, din Viena, din România, din America, din părțile în care stau în slujit din adunări, oare nu este un om potrivit la locul potrivit ca Dumnezeu să-i asculte rugăciunea? Să știți că și Dumnezeu i-a folosit pe acești doi oameni să stea în sfârturi. Să știți că ei aduceau mesajul lui Dumnezeu care l-au primit înainte de botezul cu Duhul Sfânt. Au înțeles că și ei sunt pregătiți pentru lucrarea lui Dumnezeu. În dimineața aceasta, eu cred că Dumnezeu a pregătit și pe fratele Bosnilu Postor. L-a pregătit și pe fratele nostru Călin. Dumnezeu să-i îmbrace cu puterea Sfântă. Îi mulțumim lui Dumnezeu, căci Dumnezeu nu ne-a lăsat orfan pe acest pământ. A trimis și nouă Duhul Sfânt. Vedem lucrarea aceasta care o fac acești doi oameni, Petru și Ioan. Stau înainte acestui olog, ologul întinde mâna și așa ca Petru și Ioan spune, aur și argint n-am, dar ce am îți dau în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Vedem că acest olog, când a auzit cuvântul acesta, scoală-te și umblă, spune că și el a încercat să se ridice, dar n-a putut. Știți pentru ce nu se poate ridica un omolog? Până că Petru a întins în mâna. E foarte principal ca omul să nu întingă mâna numai la cerșit. E principal ca omul să întingă mâna și în ajutorul cuiva.
Vedem că și mâna dreaptă a lui Petru a fost întinsă spre olog. Și spune că și când se atinse mâna, ologul s-a ridicat. Slăvit să fie Domnul! Dacă-și Dumnezeu în dimineața aceasta ne-a dat prilejul și ne-a ridicat din așternutul nostru, îi putem să-i mulțumim lui Dumnezeu. Cei care în dimineața aceasta mai sunt ologi, mai sunt șchiopi, mai sunt orbi, cei care n-au o mână, în dimineața aceasta să știți că-și Dumnezeu e șansa mântuirii fiecăruia în parte. Și zic ca Dumnezeu să binecuvânteze fiecare ureche, fiecare inimă, fiecare gândire. Ca din dimineața aceasta mesajul evanghelic care va fi provăduit prin frații mei, Dumnezeu să-i îmbrace în puterea, să poate să aducă mesajul potrivit pentru cei care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu. Mă rog pentru cei care și în vremea aceasta diavolul i-a întunecat ochii. Cei care odinioară erau în adunări și aduceau mesaje potrivite adunării, cei care stăteau pe scena slujirii și cântau și lăudau și aduceau slavă lui Dumnezeu, astăzi nu mai sunt. Ne rugăm pentru aceștia care aici Dumnezeu i-a prins în robia păcatului, ca Dumnezeu să-i scapă, să-i aducă înapoi în adunarea celor sfinți. Pentru că și asta e menirea unui om care a făcut legământ cu Dumnezeu, să-L caută pe Dumnezeu în toate zilele Lui. Și Dumnezeu să le binecuvânteze. Amin. 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 Prin harul tău, redă-mi credința sfântă.
Dumnezeu este măreț și minunat. Slăbit să fie numai. În Psalmul 65, Psalmistul spune așa de minunat. Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion. Amin. Și împlinite vor fi juruințele care ți-au fost făcute. Amin. Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Mă copleșesc nelegiuirile, dar tu vei ierta fără de legile noastre. Ferice de cel pe care îl alegi tu și pe care îl primești înaintea ta, ca să locuiască în corturile, în curțile tale. Le vom sătura de binecuvântarea casei tale și de sfințenia templului tău. În bunătatea ta, tu ne asculți prin minuni. Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și mării. Amin. 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 În acest scurt pasaj, care conține 5 versete, eu am văzut 4 lucruri pe care Dumnezeu este gata să le facă. Și vedem că avem un Dumnezeu care este gata să asculte. Avem un Dumnezeu care este gata să ierte. Avem un Dumnezeu care este gata să binecuvânteze, să dea binecuvântare. Amin. Și avem un Dumnezeu care este gata să facă minuni. Dar în toate lucrurile acestea, o parte și are și omul. Pentru că dacă vrei să fii ascultat, trebuie să vorbești. Este greu să fii ascultat dacă tu nu vorbești. Este greu să primești ceva dacă nu ceri adeseori. Este greu adeseori să ai parte de un lucru dacă nu te împliști tu să faci și tu ceva. Psalmul acesta începe cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion. Și aceasta într-o vreme în care lauda a lipsit în Sion. Aceasta într-o vreme în care oamenii nu au căutat să aducă lauda lui Dumnezeu. Aceasta într-o vreme în care oamenii nu au căutat să-și îndeplinească juruințele înaintea lui. Și psalmistul David o spune aceasta. Cu încredere Dumnezeule vei fi lăudat în Sion. Chiar dacă este un timp de întuneric în inima oamenilor. Chiar dacă oamenii așa ușor sunt, este atras atenția în alte lucruri. Și o vedem, cred că fiecare dintre noi, că adeseori așa ușor se întâmplă să ne fie atras atenția de a lăuda pe Dumnezeu prin alte lucruri, prin alte intermedii. Poate vreau să îmi cumpăr un lucru și ca să fiu sigur că nu dau greș, caut să mă informez despre lucrul care vreau să-l cumpăr, despre o mașină, despre un computer, despre un telefon nou. Caut să văd cât de calitativă e, ce probleme ar putea să aibă. Și îmi preocup ore în șir să nu dau greș. Lucru ciudat, lucrurile trecătoare căutăm, așa de amănunt să nu dăm greș în lucrurile dăinuitoare, în lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu, nu facem așa de multe ori. Asta o văd în viața mea uneori și asta cred că o vedem în mersul lumii întregi, că căutăm pe lucrurile care sunt trecătoare, cât atâta mult timp să investim, să planificăm cât este de posibil mai bine și lucrurile care vor putea să dănuiască o veșnicie și vor dănui o veșnicie, nu suntem așa de atenți adeseori. Și aș vrea ca Dumnezeu să fie acela care să ne ajute să ne cunoaștem bine lucrurile de prioritate. Desigur, este nevoie să cugetăm la lucrurile care acum, pe moment, avem parte de ele. Dar să nu uităm de cele veșnice, să nu uităm de cele care vor veni după viața aceasta. Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii te caută. Oamenii, pentru că au auzit că la El este rezolvare, că la El este vindecare, au venit cu grămăzile adeseori. Domnul Iisus adeseori avea în plan să meargă într-o altă localitate sau să facă un lucru diferit. Faptul că oamenii au venit la El și au căutat rezolvare, i s-au făcut milă și s-au oprit în loc. Este partea noastră să venim înainte lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este acela care este gata să ascultă și este gata să să oprească în loc și să se oprească în dreptul meu și în dreptul tău.
În versetul 3 vedem că avem un Dumnezeu iertător. Mă copleșesc nelegiurile, dar Tu vei ierta fără de legile noastre. Dumnezeu este gata să iartă și pe, în viitor. Depinde eu cum mă raportez. Pentru că aici, mai mult ca oriunde, Dumnezeu se uită la sinceritatea ta. Iar Dumnezeu nu-L interesează vorbele multe care le spui de pe gură sau pe care le spun eu de pe gură. Dumnezeu îl interesează vorbele care ies de pe gura mea, de pe buzele mele, cât de sincere sunt, cât de mult adevăr este în ele și ce greutate ar putea să aibă ele înaintea Lui și înaintea oricărui om. Dumnezeu este un Dumnezeu care este gata să iartă. Dumnezeu așteaptă atitudinea mea, Dumnezeu se uită în deamănunt la ceea ce spun și ceea ce vreau să spun din inimă și prin intermediul acesta Dumnezeu este gata să ierte. Doamne, ajută-ne să fim cu noi. Foarte important mi se pare versetul 4. Ferice de cel pe care îl alegi tu și pe care îl primești înaintea ta. Când vorbim despre Dumnezeu, vorbim despre ceva supranatural, ceva suprem. Și spunem că este Rege al Regilor, este Domn al Domnilor. Și cu toate acestea nu ne raportăm așa. Cu toate acestea nu realizăm că adeseori, ca să ajungi la om important, trebuie tu să depui efort. Trebuie tu să te interesezi cum trebuie să mă raportez ca să fiu primit. Și spune, ferice de cel pe care îl alegi tu și pe care îl primești înaintea ta. Pentru că dacă nu mă raportez cum ar trebui, s-ar putea să nu mă primească înaintea Lui. Dacă nu mă raportez la această situație, că El este suprem și eu trebuie să fiu supus, s-ar putea să nu mă primească. Pentru că dacă eu vin înaintea Lui Dumnezeu cu atitudine greșită în care eu mă văd cineva, Dumnezeu nu mă primește înaintea Lui. Pentru că Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu, fiecărui om care are o astfel de atitudine, mai devreme sau mai târziu, îi dă o lecție în care se învață, nu ești așa de suprem cât crezi tu, nu ești așa de tare cât crezi tu, pentru că îți dau situația în care să trăiești aceasta pe pielea ta. Dumnezeu este un Dumnezeu măreț și trebuie să ne interesăm. Cum trebuie să mă raportez înainte unui Dumnezeu, înainte unui rege, cum aș raporta? Foarte probabil, în statutul meu, n-aș ajunge nici măcar până acolo. Probabil ar spune că, bă, nu ești chiar așa de important ca să-mi pierd timpul cu tine. Ca să ai, să primești atenția mea. Și cu toate acestea, Dumnezeu este acela care spune, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați. Îți dă importanță celor care sunt nebăgați de seamă de cei din jurul lor. Și este acela care este gata să mă aleagă. Noi care suntem aleșii Lui, haideți să Îl recunoaștem ca și Dumnezeu suprem, ca și Împărat suprem. Haideți să recunoaștem că este gata să ne primească înaintea Lui. Haideți să cunoaștem statutul nostru, haideți să cunoaștem situația în care ne aflăm. Dumnezeu este acela care este gata să binecuvinteze. Ne binecuvintează părtășia în biserică, care este mai rară în zilele acestea. Dar asta nu înseamnă că părtășia de acasă nu o binecuvântează. Dumnezeu tot așa binecuvântează părtășia în biserică, părtășia acasă, părtășia în familie, părtășia cu un prieten, cu o cunoștință în care să ai o părtășie din Cuvântul Lui Dumnezeu, să ai o părtășie din lucrurile care nu se opresc pe pământul acesta, ci merg dincolo. Avem nevoie adeseori să fim îmbărbătați, avem nevoie adeseori să fim cercetați și Dumnezeu este acela care este gata să ne binecuvânteze cu această cercetare de care avem nevoie. Să ne cerceteze prin Cuvântul Său, pentru că Cuvântul Său este viu și vorbitor. Este plin de putere, plin de adevăr și plin de viață. Pentru că Cuvântul acesta, pe o grămadă de oameni, pe o mulțime de oameni, i-a atras la El. Pentru că este un cuvânt care are viață, este un cuvânt care are putere. Dacă știu prețul Lui, dacă înțeleg valoarea Lui, dacă gust din valoarea Lui. Și Dumnezeu este acela care
poate să mă binecuvânteze să simt prezența Lui în cântare, să simt prezența Lui în cuvânt, în rugăciune, să simt prezența Lui de asemenea și în poezie, în toate lucrurile acestea care sunt diferite lucrări în casa Domnului. Adeseori sunt lucrări ziditoare pentru cel care le spune, pentru cel care le ascultă. Dar aceasta depinde de atitudinea mea. Aceasta depinde dacă am o inimă deschisă să fiu cercetat, dacă am inima deschisă să pot să ascult cuvântul și ceea ce este important din el, esența lui poate să-mi deie înviorare, esența lui poate să-mi deie mânghiere, esența lui poate să-mi deie rezolvare la întrebările care le am pe moment sau poate pe viitor. Și Dumnezeu este acela care este gata să facă minuni. Adeseori nu știm ce înseamnă o minune, pentru că nu știm să o prețuim. Pentru cât timp nu știi să-ți prețuiești sănătatea, atâta timp când ți se pare că este normal. Când vezi că sănătatea nu este un lucru obișnuit, nu este un lucru care trebuie să-l ai, de care trebuie să ai parte, când vezi că sănătatea este o binecuvântare, într-adevăr, este o minune, atunci știi să o prețuiești. De obicei, clipele acelea sunt atunci când îți lipsește. Clipele în care tu dai preț spre un lucru mai mult ca oricând este atunci când vezi că îți lipsește. Hrana, știi, când este bună, când îți este foame. Când ești sătul, nu ai nevoie de ea. Dar când îți este foame, deja încet tu simți după 3, 4, 5 ore, simți că deja un pic îți vine foamea. Dar după o zi, atunci o prețuiești mai mult hrana aceea care poate să-ți sature nevoia. Tot așa, atâta timp când vedem că suntem sănătoși, poate nu știm să prețuim, când vedem că poate vine o boală, poate vine vârsta care împreună cu ea aduce alte lucruri, vedem că sănătatea nu este un lucru obișnuit, ci este o binecuvântare, este minunea lui Dumnezeu care o primim și în bunătatea Lui spune, Tu ne asculți prin minuni. În bunătatea lui Dumnezeu, El ne ascultă prin minuni. Și minunile nu totdeauna sunt așa de colosale, că mută pământul din locul Lui. Adeseori, minunea este aceea pe care eu știu să o prețuiesc. Este sănătatea mea, poate este familia mea, poate copiii mei, starea copiilor mei. Este o binecuvântare de la Dumnezeu. Și minunea lui Dumnezeu care o face în viața noastră. Minunea o vedem și atunci când, în ciuda lucrurilor, este ceva ce depășește starea. Atunci când vezi că cei din jurul tău duc lipsă, tu să ai din belșug. Și acest lucru îl vedem și în viața lui Isaac, când este în țara filistenilor. Într-un timp în care este secetă și într-un timp în care mulți oameni deja încep să duc lipsă de hrană, Isaac a semănat și a secerat însutit, a cules însutit, pentru că binecuvântarea lui Dumnezeu a fost peste el. Și aceasta, în ciuda vremurilor, te aștepți să ai o seceră îmbunătățită când vezi că a fost ploi la timpul potrivit, că a fost soare la timpul potrivit, că nu a fost grindină sau alte lucruri care să-mi strică roada. Atunci te aștepți să ai ceva îmbunătățit. Dar cred că nimeni dintre noi nu se așteaptă. Atunci când este secetă și te aștepți totul ce semeni să fie poate chiar pe degeaba, atunci să culegi însutit. Atunci să faci o seceră mai îmbunătățită față de toți anii care i-ai avut până acum, în care condițiile au fost foarte bune. Atunci când condițiile sunt rele și grele. Și Dumnezeu este acela care este gata să facă minuni. Și are puterea să facă minuni atunci când nu ne așteptăm adeseori. De aceea vrem să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru tot ceea ce face El pentru noi. Amin. Dragii mei, asta și m-am gândit de multe ori. Oare de ce Dumnezeu
când a vorbit poporul lui Israel, lui Moise, și i-a spus, dacă vrei să fii ocrotit, și în pandemia a 10-a pe care o trăiau în Egipt acolo, adică urgia 10-a, că se poate traduce urgie ca pandemie, în urgia aceea 10-a, ca să fie ocrotit, trebuia să ungă ușor ușii, dar știți unde? Pe pragul de sus și pe lateral. Nu știu dacă v-ați spus întrebarea vreodată, de ce nu pe pragul de jos? Vedeți, dragii mei, dacă sângele mielului nu trebuia să fie în momentul acela încălcat în picioare, nu știu dacă vă dați seama cât de important să nu fie călcat sângele lui Hristos în picioare și atât de mulți oameni o fac. Este foarte important să stăm la adăpostul lui Dumnezeu. Așa cum stăm astăzi în casă de multe ori, izolați, așa stăteau atunci poporul lui Dumnezeu și aștepta ca Dumnezeu să-și facă lucrarea de slavă. Ești rău. Din pustie, cu norte capestre, poposise noaptea pe drum. Nu vedeai nicio zare în ferestre. N-auzeai niciun glas de copil. Dar îngose sub jugul robiei, îmbrăcați și cu mijlocul încins, cu toiege de bambus în mână, privecheau sub obaizul aprins. Fiecare familie roabă era încinsă și gata de drum și vedea ospătându-se în grabă dintr-un mial, cu arsură și scrum. Undeva într-o colibă, mezinul întrebă cu glăsciorul dulceac, ce așteptăm cu lumina aprinsă și de ce e atâta sânge pe prag? Oh, copile, tatăl răspunse, noaptea aceasta e un semn și un hotar, căci un înger va trece prin țară să ne scoată din vatra de jar, căci va face cel sfânt judecata pentru ani de lacrimi și chin, pentru plânsuri din Pitom și Ramses, pentru prunci uciși în cămin. Dar de ce? Întrebă o copilă. Dar de ce oare Moise ne-a spus să stropim orice ușă cu sânge pe ușorii și pragul de sus? Acest semn pecetea salvării. Cei ce stau sub pecete nu mor. Însă toți cei ce fug de sub sânge nu mai au secret salvator. Miezul nopții aproape, fiți gata, unde sângele stă pe ușori, judecata va trece în pace, ne lovind nici părinți, nici feciori. Iată de ce stăm împreună sub pecetea de strop și șuviți, iar în zori sub toiagul lui Moise vom ieși din Egipt destrobiți. Pe la mijlocul nopții, deodată, pe albastrele lumii cărării, o strigare, un țipăt de groază, se auzi din atunci depărtare. Apoi altul zbucni mai aproape ca un bucer de amar și dureri. Iată îngerul morții, strigare lângă Nil. Militari străjeri. Străbătuți de un freamăt, părinții își privesc toți copiii pe rând. Erau toți. Abishua, ucel tare, Nahmani cel blând. Însă iată, vai, unul lipsește.
nestatornicul pui de răstun. Ieșurun, nezătulul de joacă, unde o fi cel mai drag Ieșurun? Ieșurun strigă mama și leargă întrebând prin colibrii sfărățești. Ieșurun strigă tatăl în goană, Ieșurun fiul meu, unde ești? Vine îngerul tot mai aproape, năfălind în colib ca un deu. Ieșurun strigă tata pe ulis, Ieșurun strigă mama mereu. Ah, gosele pacea adânc. În colibele întregi părintești, dar un strigăt se aude în cetate. Ieșurun, fiul meu, unde ești? Nesătul de amăgiri și de joacă, fiul meu, puiul meu de lăstun, unde ești? Vino repede acasă! Striga mama și tatăl acum. Și s-a dus judecata spre delta. Dar alt înger mai prinde fiorii. Va suna în curând din trompetă, iată mirele, vine pe nori. Ah, în gose va fi bucurie. În colibele întregi părintești. Dar din nou vor fi pași, va fi strigăt. Fiul meu, fica mea, unde ești? Vino iar sub pecetea de sânge, vino iar la Iisus înapoi. Dacă nu ești sub semnul Golgotei, ce alt semn te va duce cu noi? În curând va fi clipa răpirii. Clipa scrisă în cuvântul străbun. Dacă nu ești sub semnul iubirii înapoi la Iisus, chiar acum. Amin. Aș vrea în această dimineață să mă apropii cu un cuvânt. Un îndemn pentru mine, un îndemn pentru dumneavoastră. Un gând pe care l-am găsit în Sfânta Scriptură și care seamănă cu vremurile noastre. Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură și să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu, care este scris în Judecători, capitolul 6, începând cu versetul 11 până la versetul 18, inclusiv cuvântul Domnului spune astfel. Apoi a venit Îngerul Domnului și s-a așezat sub ștejarul din Ofra, care era al lui Ioas, fiul lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea grâul în teas ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului i s-a arătat și i-a zis, Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni se întâmplă toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun, nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum, Domnul ne părăsește și ne dă mâinile lui Madian. Gedeon ne-a zis, rogu-te, Domnul s-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Gedeon a zis, rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Mânase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Domnul i-a zis, eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Gedeon i-a zis, dacă am căpătat trecere înaintea ta, dă-mi un semn ca să-mi arăți că tu îmi vorbești. Nu te depărta de aici până
mă voi întoarce la tine să-mi aduc darul și să-l pun înaintea ta. Amin. Am citit aceste cuvinte ca un rezumat la ceea ce vreau să spun. Și, dragii mei frați și surori, trăim niște vremuri asemănătoare cu timpul în care Israel erau asupriți de madianiți. Dacă citim capitolurile precedente, vom vedea că Madian producea și făcea mult rău lui Israel. Când roadele erau gata spre coacere, ca să le adune, mergea și le distrugea roadele. Lucruri care, în vremea noastră, i-a subjugat atunci pe ei și se întâmplă și în vremea noastră. Lucruri de care se întâmplă și în ziua de astăzi. Economia se duce la pământ. Oamenii sunt plini de frică. Lucrurile se întâmplă tot mai rău și câteva lucruri care sunt asemănătoare aici și vreau să vorbim în această dimineață ca să avem grijă. Și aș dori ca Dumnezeu să ne vindece. Aș dori ca Dumnezeu să lucreze. Pentru că ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi, îi spuneam mai devreme cuiva că am auzit cu urechile mele un anunț că va sosi deja al treilea val de pandemie, adică probabil COVID-3, după cum spune ei, al treilea și va fi mai periculos ca 2 și undeva preconizează ei că politicienii că undeva în februarie, pe la sfârșit, deja va fi COVID-3. Și mai periculos parcă ar fi versiuni de computer, de Windows, ca să avanseze în felul acesta. Dacă ne dăm seama un pic, ar trebui să ne deschidem ochii și să ne revenim. Nu vă gândiți că de ce se întâmplă ca în ziua de azi mass media să transmită atâtea de multe lucruri? De exemplu, la Piatra Neamț au murit oamenii care erau internați. Bineînțeles, erau internați cu pozitiv, dar știți de ce au murit? În actele lor, normal că se scrie, au murit de COVID, dar ei au murit arși. Care este adevărul? Pentru că tot ceea ce fac ei, vor să bage frica în oameni. Și vreau să vă spun că frica este un mare pericol. Noi nu slujim pe Dumnezeu de frică. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Dar noi nu slujim pe Dumnezeu de frică. Frica de Domnul este, îl slujim pe Domnul și frica noastră este să nu-L supărăm. Noi nu avem frică de iad, dragii mei. Dacă îl slujim pe Domnul doar de frica iadului, nu vom reuși niciodată să slujim pe Domnul. Noi slujim pe Domnul din dragoste. Amin. Și vreau să vă spun, de ce este important ca să fim vindecați de frică? Știți de ce este important să fim vindecați de frică? Spune cuvântul Domnului în Apocalipsa, capitolul 21 cu versetul 8. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, pe toți îi pune, adică fricoșii, sunt pe aceeași linie cu curvarii, cu ucigașii, cu vrăjitorii și așa mai departe. Și se încheie capitolul. Partea lor este în iasul de foc. Adică, de ce este important să fii vindecat de frică? Este foarte important. Pentru că frica te duce în iad. Dragii mei, dacă la început oamenii spuneau că nu vom primi vaccinul și majoritatea oamenilor, chiar și foarte mulți care nu sunt necredincioși, spuneau lucrul acesta, acum în ziua de astăzi sunt unii care acceptă vaccinul. De ce? Pentru că ei, prin ceea ce prezintă atâția oameni mori, vor să bage frica în oameni și să includă acest vaccin. De ce? Dragii mei frați și surori,
Ne întoarcem la Gedeon și vedem că e un lucru asemănător. Au băgat frica în oamenii aceștia, i-au închis în casă și Gedeon era cu familia lui, bătea greul în teasc de frica lui Madian. Și vine Domnul și îi spune, Domnul este cu tine, cum? Oare i se merita numele acesta când el era fricos? Dacă dăm pagina și citim cuvântul Domnului în capitolul 7, îi spune lui Gedeon, anunță Gedeon, trece și recunoaște că Dumnezeu îi vorbește, că Dumnezeu îl trimite la luptă, cheamă poporul la luptă și se adună 32.000 de oameni. 32.000 de oameni. Când vorbim de acești 32.000 de oameni, Dumnezeu îi spune, sunt prea mulți. Sunt prea mulți și Gedeon, te rog să faci o alegere și îi dă soluția. Și spune în versetul 3, cine este fricos și se teme să se întoarcă acasă. Știți ce se întâmplă? 22.000 de oameni pleacă acasă. Dar știți cine ar fi trebuit să fie șeful lor? Care pleacă acasă? Gedeon ar trebui să fie în fruntea lor. Și o să vă citesc de ce. Dumnezeu îl alege pe omul acesta ca să conducă poporul la luptă. Și în prima alegere pe care el trebuia să fie șeful fricoșilor, omul acesta rămâne totuși acolo pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva. Avea în vedere cu el să lucreze. De multe ori Dumnezeu alege lucrurile care nu sunt ca să le facă de râs pe cele sunt. Sau lucrurile slabe să le facă de râs pe cele tale. Și Dumnezeu, când ne alege sau când te alege, Dumnezeu își va face numele de sare hotărât. Spune cuvântul Domnului despre Gedeon. Și Dumnezeu, prin ceea ce face, vrea să-l vindece pe Gedeon de frică. Primul lucru pe care îl face Dumnezeu este acesta. Îi spune lui Gedeon, Domnul a zis lui Gedeon din capitolul 7, versetul 9. În timpul nopții, scoală-te și coboară-te în tabără, căci am dat în mâinile tale. Îi trimite în tabera madianiților, pe Gedeon, și îi spune așa mai departe. Dacă ți-e frică să te cobori, coboară-te cu Pura, slujitorul tău. Ce zice? Și l-a luat pe Pura Gedeon? Că dacă nu era frică, el știa că Domnul este cu el, că Domnul i-a spus lucrul acesta. Domnul este cu tine? Videasule, dacă știa că Domnul e cu el, ce putea să facă Pura și cu Gedeon la atâta omenire în tabăra lui Madian? Doi oameni, la 1000. Dar când Domnul este cu tine, 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, el te va scăpa. De tine nu se va apropia. Și în momentul acela, am să spun doar despre ce scrie mai departe, coboară acolo. Și în timp ce așteptau, îi aude pe doi madianiți vorbind și spune așa, am avut un vis, cu o turdă, cum se cobora în tabără și a dărâmat cortul. Și spune acesta că Dumnezeu este cu Gedeon, omul acesta puternic, asta nu este decât sabia lui Gedeon. Dumnezeu avea în vedere să-l vindece pe Gedeon în prima dată de frică ca să poată lupta cu el. Dragii mei, frați și surori, și toți ceea ce ne ascultați, Dumnezeu vrea să ne vindece de frică. Amin, amin. Să știți că cu moarte suntem datori. Chiar dacă fugim de ea, nu vom scăpa de ea. Dumnezeu vrea să ne vindece de frică pentru că iadul este de noi. Frica i-a făcut pe mulți slujitori să cadă. Frica i-a făcut pe mulți slujitori pe timpul lui Ceaușescu să dea mâna cu comuniștii, să fie oameni care să nu țină la adevărul Scripturii. Frica i-a făcut pe oameni să se îndepărteze de Dumnezeu. Această lucrare de frică, Dumnezeu vrea să ne vindece
primul lucru pe care îl face este ca să vorbim unii cu alții. Doamne, ajută-ne. Ca să ne întărim unii pe alții, să vorbim și să spunem, Dumnezeu este cu tine. Ca să dai frica la o parte. Se amintea aici mai devreme despre ucenici. La un moment dat, ucenicii au stat cu ușele încuiate, spune cuvântul Domnului, știți de ce? Nu doar de frică, plin de frică. Stăteau cu ușile încuiate de frica iudeilor. Nu vorbeau pe față de Iisus de frica iudeilor. Nu mărturiseau de frica iudeilor. A venit timpul. Și aș vrea să vă încredințez un al doilea lucru pe care Dumnezeu ne vindecă de frică este lucrarea Duhului Sfânt. Gloria. În ziua cincizecimii spune cuvântul Domnului s-au ridicat înaintea poporului cu îndrăzneală și au cunoscut toți cei din jur că ei s-au întâlnit cu Iisus, că Duhul Sfânt coborâse peste ei, că Dumnezeu i-a vindecat de frică. Omul n-are ce face cu mine și cu tine dacă frica stăpânește peste mine și peste tine. Vom accepta orice fel de compromis, dragii mei. De aceea Dumnezeu vrea în primul rând să ne vindece de frică ca să poată să ne elibereze. Să ne elibereze așa cum l-a eliberat pe Israel din mâna lui Madian. Dumnezeu vrea să ne elibereze pe noi din această stare de frică și apoi să dea vindecare, să ne ridice. Noi suntem în mâna lui Dumnezeu. Fie că trăim, fie că murim, suntem în mâna lui Dumnezeu, dragii mei. Asta este dorința lui Dumnezeu. Să ne vindece. Și apoi, virusul este cu nimica. Dumnezeu, dacă și cei care sunt și provoduiesc treaba cu virusul, este doar o afacere. Acum face reclamă să te speli des pe mâini, după reclama aceea vine reclama că dacă te speli prea des pe mâini, faci alergie. Trebuie să vândă și alefie pentru alergie. Și toate lucrurile sunt o afacere. Dumnezeu să se îndure de noi. Dumnezeu să dea vindecare. Pentru că frica ne va duce în iad. Și frica ne va ține subjugați, așa cum îi ținea pe Israel de altă dată. A fost nevoie de un om care s-a întâlnit cu Dumnezeu și Dumnezeu să-l vindece. Așa să ne rugăm și în vremele ca aceasta, Dumnezeu să vindece poporul. Un om care se întâlnește cu Dumnezeu poate să ajungă să dea biruință, pentru că biruința o dă Dumnezeu, o dă oamenii. Dumnezeu poate să facă să dispară toate aceste lucruri și să nu mai aibă niciun cuvânt cei care... Pentru că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Un al doilea lucru pe care se întâmplau la Israel atunci și se întâmplă și la noi pe vremea aceasta, a fost criza pe care o producea Madian. Dezastru pe care îl făceau în momentele acelea, nu? Și dacă ne uităm în ziua de astăzi, criza este socială, criza este economică, criza este peste tot. Și se duc firmele în jos și oamenii n-au de lucru și criza ajunge să ne despartă unii de alții. Criza ajunge să nu mai fim uniți. Și asta este lucru diavolesc. Diavolul lucrează în frică, diavolul lucrează în criză. Când te-au despărțit unul de altul și de aceea rugăciunea Domnului Iisus din Ioan 17 spune fă ca toți să fie una, Tată. Era vorba de unitate. Unitatea, când toți suntem uniți, diavolul nu are putere. Dar în momentul în care ne împarte și ne desparte, începând de la orice cuvânt, de la orice lucru mic, atunci va avea câștig de cauză. Și ne va duce într-o criză în care nu mai știm să ieșim. De aceea, dacă Dumnezeu trebuie să ne vindece de frică, a doilea lucru pe care Dumnezeu trebuie să ne vindece ca să nu fim împărțiți, dragii mei, să fim oameni ai unității. În ziua cincizecimii spune cuvântul Domnului că erau toți împreună în același loc. Se citea în această dimineață. Petru, cum? Ca și Ioan, o unitate deplină. Dacă ceilalți care intrau în templu n-au avut ce să-i dea lui decât un bănuț. Un bănuț ține pentru o pâine. Dar o vindecare cum ține?
Dar noi ce avem, n-aur și argint n-avem, dar avem pe Hristos. Amin. Pentru că în unitate, uite de țintă la noi. Doamne. Noi l-avem pe Hristos, în unitate lucrează Dumnezeu. Glorie. Dumnezeu să lucreze și să vindece poporul, dragii mei. Doamne. Să ne unească ca un mânunchi. Așa cum au rămas cei 300 și Dumnezeu va da biruință. Pentru că biruința este a Domnului. Slăvit să fie Domnul. Amin. Apoi, un alt lucru pe care a produs în timpul acela și se produce în vremile, în vremea noastră este privarea libertății. Privarea libertății. Adică, Madian trebuia să se ascundă acolo cu familia lui. Astăzi nu se întâmplă la fel. De ce n-am avea noi libertatea să fim aici în biserică, plină biserica? De ce n-am avea libertatea ca să fim unul cu altul la un loc? Noi cu familia noastră. Pentru că diavolul știe când te-a privat și te-a pus la colț și e singur, poți să fii slab. Că Biblia spune că dacă doi sau trei se unesc și cere un lucru de la Domnul, ce se întâmplă? Negreșit îl vor primi. Dumnezeu să se îndure de noi. Dragii mei, vedeți că tot ceea ce se întâmplă, tot ceea ce se întâmplă, vedeți că diavolul face lucrul acesta. Oare de ce ne amenință cei care cu vaccinul? Că dacă oamenii nu se vor vaccina, poate că nu știți. Se vor da pașapoarte cu vaccinul. Dacă vrei să pleci, să intri în aeroport, să circuli, va trebui să prezinți pașaportul. Și pașaportul tău trebuie să fie cu vaccinul anti-Covid. Dragii mei, vaccinurile nu sunt împotriva lor. Dar în momentul în care cineva ți impune ceva și este impunător, este un lucru diavolesc. Numai diavolul face lucrul acesta. Dumnezeu nu ne-a impus nouă, nu ne-a impus să ne pocăim, ci ne-a dat în viața noastră, ne-a pus binele și răul, viața și blestemul și ne dă demnul, alege viața ca să trăiești. Dumnezeu nu ne-a impus să ne pocăim din cauza iadului. Iadul nu a fost creat pentru om, a fost pentru diavolul și îngerii lui. Oamenii nu trebuie să ajungă acolo. Dumnezeu nu impune lucrul acesta. Dumnezeu l-a dat pe Hristos ca oamenii să aibă o alegere bună. Dumnezeu, orice vi se impune întotdeauna, este un lucru diavolesc. Dar când veți avea libera alegere și îndemnul și să poți să cântărești ce este bine și ce este rău, înseamnă că ceva vine de la Dumnezeu de acolo. Dragii mei, frați și surori, aș vrea ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Amin, amin. Aș vrea ca Dumnezeu să ne dea puterea să ne vindecăm de frică. Doamne, să ne dea puterea să ne vindecăm și să fim uniți unii cu alții. Vedeți că atât de ușor se produce despărțirile acestea. Și să avem puterea să facem întotdeauna alegeri bune. Doamne, ajută. Pentru că impunerile. De ce? De ce i-a impus lui Daniel? Adică, dacă nu se închină împăratului, va fi aruncat în groapa cu lei. Au fost impuse legea. De ce? Pentru că întotdeauna vine să bage frica în tine. Întotdeauna vine să se impună. De ce i-au pus pe cei trei în fața cuptorului? Dacă nu vă închinați mie, cuptorul este de voi. Dragii mei, frați și surori, întotdeauna să știm să-L alergem pe Dumnezeu, că nu în ultimul rând oamenii aceștia vor să spună că prin vaccinul pe care îl fac ei vor fi Dumnezei. Ei vor salva omenirea. Dar nu este adevărat. Cum noi nu suntem toți la fel, nici degete la mână nu sunt toate la fel, nici oamenii nu sunt toți la fel. Poate că unii vor fi salvați, dar alții vor muri 100%. Și poate că cei mai mulți vor muri. Dar Dumnezeu are ultimul cuvânt. Amin. Dumnezeu va rămâne pe tron, chiar dacă eu cred, chiar dacă eu nu cred. Ei își vor impune toate aceste lucruri și la urmă
vor încerca. De ce atâta luptă împotriva bisericii? De ce totul este și imediat biserica e de vină? Când se întâmplă atâtea lucruri în altă parte. Avem voie să mergem uneori la lucru, dar nu avem voie să mergem la biserică. De ce toate aceste lucruri? Pentru că oamenii pledează și nu mai recunosc pe Dumnezeu ca Dumnezeu atotputernic. Dumnezeu va rămâne pe tron. Dar ce se va întâmpla cu noi? Dacă nu l-acceptăm pe Domnul să ne vindece, să ne unească, după cum a rostit Domnul Iisus rugăciunea, într-un cuce și un gând, să l-acceptăm pe Domnul să fie, să aibă ultimul cuvânt în viața noastră. Amin. Poate vei spune și dumneavoastră ca Gedeon un alt gând pe care de fapt mi s-a oprit prima dată gândul. Ce pot să fac eu? Sunt doar un om. Sunt doar un om. Când te trimite Dumnezeu, dragii mei, frați și sărori, spune cuvântul Domnului despre Gedeon așa. Când Dumnezeu îl trimite, spune versetul 14, poate fi așa. Domnul s-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea care o ai. Ești ficos. Dumnezeu are în vedere să te vindece. Du-te cu puterea care o ai. Încearcă să faci un pas. Și Dumnezeu te va lua de mână și El va face totul. Dumnezeu va lupta pentru noi, dragii mei. Al doilea lucru, în versetul 16, spune cuvântul Domnului, Domnul i-a zis, eu voi fi cu tine, pentru că Gedeon spunea, eu sunt un om mic, sunt cel mai sărac din Mânase, sunt cel mai mic din casa tatălui meu, cum de mai ales pe mine, de ce nu l-ai ales pe fratele meu, cel mai mare? Așa a făcut Dumnezeu și în casa lui Isai. Știți pe cine l-a ales? Pe ultimul, pe cel mai mic, pe cel de la oi, pe David. De ce? Pentru că Dumnezeu nu se uită la statură. Dumnezeu este, când este cu cineva, va da biruință, egal cât de mic va fi el, egal cât de mare va fi el. Dumnezeu va da biruință, dragii mei. Amin. Du-te cu puterea care o ai, pentru că, a doilea lucru, eu sunt cu tine. Amin. Amin. Și al treilea lucru, îi spune Gedeon îngerului, nu te depărta de aici până mă voi întoarce să-mi duc darul și să-l pun înaintea ta. Vreau să spun că darul tău, fie că cânți, fie că predici, fie că reciți, fie că orice dar ai avea, dacă nu-l pui înaintea lui Dumnezeu, nu are nicio valoare. Dar Gedeon a înțeles lucrul, vreau să aduc darul înaintea ta. Dumnezeu va da valoare darului tău. Amin, amin. Dumnezeu va lucra. De aceea, mă rog ca Domnul, în această dimineață, să vindece inimile noastre. Amin, amin. Mă rog ca Domnul să ne dea putere să ne încredem în El. Amin. Mă rog ca Domnul să ne dea putere să îl credem pe El. Mă rog ca Domnul să ne dea putere să ne aducem darul înaintea Lui și întotdeauna Dumnezeu va lucra. După cum va ști el mai bine. Amin. 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 Noapte sfântă de Crăciun, noapte sfântă de Crăciun, îngerii cântă Hoseana, noapte sfântă de Crăciun. Îngerii cântă Hoseana, noapte sfântă de Crăciun. Jos în ieslea Betleem, jos în ieslea Betleem, Dumnezeu la noi venise, jos în ieslea Betleem, Dumnezeu la noi venise, jos în ieslea Betleem. Mântuire ne-a adus, mântuire ne-a Nu.
adus, să-i aducem toți ca dar, să-i aducem toți ca dar, inima ca mulțumire, să-i aducem toți ca dar, inima ca mulțumire, să-i aducem toți ca dar. Să-i cântăm cu îngerii, să-i cântăm cu îngerii, pace și bună vestire, să-i cântăm cu îngerii, pace și bună vestire, să-i cântăm cu îngerii. Ascultând mesajele pe care frații noștri le-au adus înaintea Domnului, le-au pus înaintea Domnului, fiecare venim cu darul la altar, îi mulțumim Domnului, ne apropiem de încheierea acestui timp pe care l-am petrecut înaintea Domnului pentru noi, pentru frații noștri. Aș vrea să închei cu un gând pe care în această zi cred că Dumnezeu îl are pentru noi, pentru toți care privim la orizont și la orizont parcă vedem o mulțime de nori. Nu putem să spunem că se văd numai nori, pentru că Dumnezeu este suveran. Dumnezeu este la cârma Universului. Dumnezeu spune până aici și toți oamenii care încerc să facă tot felul de coaliții, tot felul de planificări, vine vremea când Dumnezeu spune până aici. Suntem, dacă facem o analiză, și am auzit oameni care au făcut analize că, de fapt, anul 2020 a fost un an foarte rău, a fost un an foarte plin de neîmpliniri în comparație cu anul 2019. Și în parte, e un adevăr. M-am uitat, ploi și catastrofe, inundații și cutremure așa în 2020 n-au fost. Cum n-au fost nici în 2019. Dar m-am uitat că totuși a venit o vreme când a fost provocată o criză și criza aceasta la început a fost numit criza aceasta, virusul acesta care s-a ridicat de la un capăt al pământului despre boala aceasta care provoacă aerul infectat, apoi plămânii cerbează și la început a fost mai așa, un copil mai mic. Și apoi criza a luat o altă formă numindu-se pandemie, adică ceva mult mai sus. Vreau să vă spun un lucru. La cârma Universului este și va rămâne Dumnezeu. A fost o criză foarte mare când Hitler a fost scăpat de sub control și s-a întins pe suprafața Europei. A căzut Franța, a căzut Polonia, au căzut alte țări, și apoi s-au întins înspre Rusia. Și nimeni nu mai știa cum să va fi Universul, cum va fi Pământul. Anglia tremura, America tremura, până când s-a făcut coaliția împotriva lui Hitler să fie îndepărtat Hitler. Până la un loc, Dumnezeu îngăduie unele lucruri. Dar vreau să spun că Dumnezeu este la cârma Universului. Și cât a fost Hitler de temut și câte sute și mii de oameni au căzut și au murit. Numai din copiii Domnului, din poporul Domnului, dintre evrei, câți și-au pierdut viața, dar nu numai dintre evrei. Au murit și polonezi, au murit și francezi, au murit și ucraineni, au murit și din ruși, au murit și din români. A fost un plan de a curăța o etnie care era în România. Slavă Domnului că nu s-a îngăduit ca Hitler să poată să-i ducă și să-i omoare.
Dar vreau să vă spun, la cârma Universului a rămas tot Dumnezeu. A venit un om pacifist și s-a numit Stalin și a spus, noi vrem să aducem o ordine în Universul Pământului și să fie pace. Și Stalin are pe conștiință peste 2 milioane probabil de morți care i-a executat în timp de pace. Încercând să spună că aduc o nouă ordine mondială care să fie o pace mondială. A fost o pace mondială cu vărsare de sânge. Vreau să vă spun, a ajuns să fie pe patul morții și spun oameni care au asistat la moartea lui Stalin că a fost o trecere dincolo, în neființă, într-o zbatere. Încă era în viață și vedea duhuri necurate cum veneau să-l chinească, să-l ducă, o zbatere. Vreau să vă spun că la cârma Universului rămâne Dumnezeu. N-a rămas nici Hitler, n-a rămas nici Stalin, n-a rămas nici în România Ceaușescu, unde era o dictatură așa de totalitară, încât nu puteam să îndrăznim că se va întâmpla o răsturnare, îți era frică să spui un cuvânt, că nu cumva securitatea să vină să te ia. Și Dumnezeu a venit, a adus o vreme când totul s-a schimbat. Când totul a devenit doar o istorie. Și la cârma Universului a rămas și este Dumnezeu în continuare. Vreau să vă spun că în cuvântul Domnului, din Psalmul 20, cuvântul Domnului ne spune încredințează soarta în mâna Domnului și El va lucra. În Psalmul 20 spune cuvântul Domnului cheamă-mă în ziua necazului să te asculte Domnul în ziua necazului. Cheamă-mă în ziua necazului să te asculte Domnul în ziua necazului. Dacă pe fața Pământului se încearcă o nouă ordine mondială, o nouă pace și o nouă ordine pe fața Pământului, spunând că va fi bine și vorba fratelui antivorbitor despre vaccinul acesta care este pregătit, poate este bun, poate este rău, dar parcă atunci când este forțat ceva, înclin să crezi că în spatele lui se ascunde altceva. Și noi, asta, frica omenirii, asta este ca nu cumva în spatele forțării acestui vaccin care ni se spune că așa e de bun și așa e de folositor omenirii și protejează viața, oamenii nu știu dacă nu au și contraindicații. Dacă nu au și alte îmbolnăviri, alte afectații. Ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să-și întindă mâna peste noi. Dumnezeu să-și întindă mâna peste noi. Cuvântul Domnului se spune în Psalmul 20 mai departe, să-ți trimite ajutor din locașul său cel sfânt și să te sprijinească din Sion în vremea aceasta unde amenințarea și unde se vorbește, parcă, știți, noi toți dormim, suntem niște novice, toți oamenii, toată populația Pământului, 5-6 miliarde de oameni, suntem niște novice și sunt niște oameni care veghează și ei văd, sunt niște clar văzători, ei văd că peste câteva luni va apărea a treia pandemie, că de fapt ei o pregătesc. Noi suntem așa de niște novice de oameni că nu știm nimica, dar ei deja pregătesc în umbră. Ne pregătesc binele ca să o ducem noi mai bine. Nu-i chiar așa. Cuvântul Domnului spune așa, să-ți trimite ajutor din locașul său cel sfânt și să te sprijinească din Sion. Cuvântul Domnului spune în Psalmul 55 cu versetul 22, dacă este cuvântul Domnului, cuvântul Domnului spune așa, încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Cu alte cuvinte, aici cuvântul Domnului spune, încredințează-ți viitorul. Sunt oameni care spun că norocul, așa a fost norocul, așa a fost soarta.
Cuvântul Domnului spune aici în Psalmul 56, versetul 22. Spune, încredințează-ți soarta, viitorul, tot ce aparține de tine, de mine, încredințează-l în brațul Domnului. I-am văzut oameni și aminteam chiar duminica trecută când omul încearcă să rezolve singur situația. O rezolvă foarte, într-un procent foarte mic și superficial și nu funcționează la plan de lungă durată. Cuvântul Domnului îndeamnă, încredințează soarta, viitorul, planul în brațul Domnului. Doamne, ajută-ne! Copiii Domnului de pretutinde. Am auzit pe mulți care spun, acum, de acum, așteptăm necazul cel mare, de acum noi nu așteptăm necazul cel mare. În Biblie am aflat și ne învață cuvântul Domnului să așteptăm pe Domnul Iisus Hristos. Lucrurile celelalte vin și sunt lucruri care intervine diavolul și vrea să pervertească, să strânge, să strice cumva planul lui Dumnezeu. N-așteptăm necazul cel mare, n-așteptăm necazuri, peste toate necazurile, mă rog Domnului ca Dumnezeu să ne ajute să fim peste ele. Mi-am adus aminte că un frate aviator îmi spunea, un frate pilot, îmi spunea, cel mai greu este, l-a întrebat cineva, nu ți-e greu, nu ți-e groază când vezi că afară plouă și tu trebuie să mergi să intri, să iei mașa avionului, să trebuiască să zbori și în spatele tău sunt sute de pasageri și îmi spunea, cel mai greu este până ce ridic avionul și sparg și trec prin stratul de nori. După ce am ieșit și m-am ridicat deasupra stratului de nori, este o frumusețe, este soare, jos strălucește razele de soare, cum reflectează asupra norilor și spunea el, este, eu când deja mă lupt cu avionul să ridic, să trec prin nori, mă gândesc ce mă așteaptă dincolo de nori. Vreau să vă spun, tot aceeași este ceea ce se întâmplă pe pământ. N-așteptăm necazul cel mare și dacă va veni necazul, eu știu un gând, eu știu un lucru. Dacă mă concentrez la avion, să ridic avionul deasupra norilor, deasupra norilor este soare frumusețe. Slăvit să fie numele Domnului. Nu vreau să cad la pământ, gata cu ochii plini de lacrimi. Vreau să lupt în rugăciune, să mă ridic deasupra necazurilor. Așteptăm nu necazul cel mare, nu necazuri. Așteptăm să fie, să vină, să revină Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Așteptăm să vină mirele. Ceea ce se întâmplă pe fața pământului sunt unele prevestiri că în timpul că pământul se apropie de un final, Domnul să fie cu noi. Cuvântul Domnului ne învață că în Psalmul 50, versetul 14 și 15 spune așa, cheamă-mă în ziua necazului. În Psalmul 50, cu versetul 14 și 15, încredințează-ți soarta, mâna Domnului, spunea mai adineori. Aduc ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește jurințele făcute celui preanalt. Ne învață psalmistul și apoi spune, cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi după ce am ajuns deasupra necazului, este soare, lumină, frumusețe, iar tu mă vei proslăvi. Doamne, ajută-ne! Apoi cuvântul Domnului vrea să mergem mai departe în Psalmul 55, cu versetul 22 spunem, încredințează-ți soarta în mâna Domnului, am amintit mai înainte. Încredințează-ți viitorul, nu în mâna oamenilor, nu în cei de la care conduc Organizația Sănătății, nu cei care conduc Organizația Națiunilor Unite, nu cei care conduc Organizația Militară NATO, nu cei care pregătesc viitorul pe pământ, nu au în vedere viitorul nostru ca să am un viitor fericit. Aceasta parcă scapă printre veniște sau poate că nu-i chiar primul loc, primul punct primordial pentru toate organizațiile de pe fața pământului.
Pentru primul punct, pentru prima treaptă, pentru locul cel mai important care Dumnezeu l-are cu privire la noi, este spune așa, eu te voi izbăvi și tu mă vei proslăvi, adică vei avea o stare de bucurie, de fericire. În cuvântul Domnului din Psalmul 57 cu versetul 1, psalmistul spune, ai milă de mine, Doamne! Că ăștia de pe fața pământului ne amenință și ne fac un viitor undeva să ne ajung, ne coboare la nivelul regnului animal. Asta e viitorul care ne pregătesc ei. Dar Dumnezeu ne-a pregătit un viitor mult mai măreț. Către, în versetul 1, cuvântul Domnului spune așa. Ai milă de mine, Dumnezeul meu! Ai milă de mine, căci în tine mi se încrede sufletul, la umbra aripilor tale caut un loc de scăpare, până va trece nenorocirea, slăvit să fie numele Domnului. Unde? Nu alergăm nici pe muntele Athos, nu alergăm nicăieri. Am văzut că oamenii încearcă să se lase cuprinși de legile acestea care se întâmplă pe fața pământului. E bine să fim ascultători. E bine să fim ascultători, ca și oameni credincioși. Dumnezeu ne cheamă la o ascultare și de oamenii care sunt puși în rânduielile pe fața pământului până la un loc. Vreau să vă spun un lucru. Știți, biserica în timpul când a fost al doilea război mondial, unde erau legi ca să fie omorâți cetățenii evrei, știți, biserica și oameni care au fost cu frică de Dumnezeu, câți oameni au salvat, câți evrei au fost salvați, copii ascunși le-au fost dat de mâncare prin beciuri sau prin păduri, le-au fost duse de mâncare. Știți, oamenii aceștia și-au pus viața în pericol ca să salveze niște vieți omenești, să salveze copiii lui Dumnezeu. Dacă citiți cuvântul, istoria aceasta unde scrie despre binecuvintații dintre neamuri, scriu evrei, dau acolo nume oameni care au salvat pe timpul al doilea război mondial, au salvat viețile copiilor lui Israel. Aș vrea undeva sus în cer să fie scrisă și numele noastre, că am fost oamenii care ne-am pus la adăpost viața noastră și n-am fost plin de frică și nu ne-am periclitat venitul nostru, viața noastră și am salvat oameni pentru împărăția lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Copiii Domnului de pretutindeni, din prieteni care ne ascultați, vreau să vă spunem că la cârma Universului este Dumnezeu. Chiar dacă afară bate vântul și amenință, chiar dacă, așa cum spunea fratele Vladimir, se caută izolarea și despărțirea unității din biserică, vreau să vă spun, biserica va rămâne totuși iară cu toții la un loc în unitate, așteptând ziua revenirii Mirelui nostru Domnului Iisus Hristos. Nu așteptăm necazuri. Peste necazuri, prin rugăciune, Dumnezeu ne ajută să ne ridicăm peste ele. Doamne, ajută-ne! Apoi în cuvântul Domnului din Proverbe, capitolul 17, cu versetul 3, cuvântul Domnului spune, încredințează-ți lucrurile în mâna Domnului. Ia uite că aici vorbește de o altă categorie a vieții unui om. Omul în viața lui are și lucruri. Are și activități. Are și o activitate este pentru omul crescător de animale, o activitate este pentru cel care în curtea lui stau înconjurate, ameliate tractoarele care lucrează pământul și fiecare are o activitate. Și oamenii anunță că vine criza. Fugiți că vin apele, fugiți că vine criza. Și Domnul spune aici, în Proverbe, capitolul 17, începând cu versetul 3, cuvântul Domnului spune așa, încredințează-ți soarta în mâna Domnului. Încredințează-ți lucrurile în mâna Domnului. Haideți să citim cuvântul Domnului.
capitolul 16, cu versetul 3. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Nu criza va defini activitatea noastră, ci ajutorul lui Dumnezeu. Eu am văzut oameni care în momente de criză au parcurs pașii cei mai binecuvântați în activitatea lor. Amintea aici, fratele Călin, în momentul când alții este lipsă de pâine sau de binecuvântare, Dumnezeu, pentru copiii lui Dumnezeu, face ca din ceruri să coboare binecuvântare în ogradă, în familie, în casa lor. Domnul să ne ajute și să avem încrederea noastră ațintită, ancorată în promisiunile lui Dumnezeu. Activitatea noastră. Domnul spune să stăm în așteptare, dar nu o așteptare în aceea care oamenii se duc cu gândul că așteptarea aceasta este undeva dormind pe un pat. Nu, o așteptare activă. Chiar dacă aici nu spune despre faptul că în momentul așteptării să te găsească într-o activitate, o așteptare activă să vină mirele Domnului nostru Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne! Ajută-ne, Doamne Dumnezeule! Cuvântul Domnului spune în Proverbe, capitolul 16, începând cu versetul 1. Planurile, începând cu versetul 1, Proverbe, capitolul 16, planurile pe care le face inima atârnă de om. Adică, planurile care le fac eu atârnă de mine. Eu fac planul. Și apoi uitați cum continuă cuvântul Domnului. Dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Eu fac planurile și planific că voi face, că voi face. Și dacă ești omul cu frică de Dumnezeu, cuvântul Domnului spune așa, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul, slăvit să fie numele Domnului. Apoi versetul 2, în continuare, toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. Am auzit pe oameni care au spus că anul 2020 a fost un an plin de crize în comparație cu anul 2019. Dar eu mai adaug ceva și pun o întrebare. Anul 2020 pentru noi ne-a găsit într-o stare mai aproape de Dumnezeu, într-o stare mai rugativă, într-o stare mai lucrând mai mult pentru Dumnezeu, într-o stare de post mai mult ca în 2019 sau anul 2020. Pentru noi a fost o stare deficitară. Acum, pentru lumea de afară, oamenii spun că a fost un an de criză, de neîmplinire, dar vreau să cred și aș vrea să înțeleg și m-aș bucura să fie așa. Anul 2020 să fie anul când copiii lui Dumnezeu se strâng mai aproape de Dumnezeu, mai aproape în unitate, biserica lui Dumnezeu să fie mai unită, să fie mai frează, mai vedeatoare în așteptarea mirelui nostru, Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului! Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Creatorul nostru, e deasupra tuturor lucrurilor, deasupra Universului. Și mă bucur că la cârma Universului este Tatăl nostru, Creatorul nostru, pe care nici o putere omenească n-a ajuns nici Diocletian, nici Nero, când au dus la moarte primele generații de creștini și a dat în arene la animale să-i sfâșie, n-a ajuns să stăpânească unul ca Nero să stăpânească pământul, ci Dumnezeu a fost la cârma Universului. Prin sângele martirilor care au crezut ei că se termină cu credincioșii, parcă credincioșii au răsărit ca după noi plantații, au răsărit mai mulți și mai mulți, pentru că Dumnezeu a avut în vedere ca prin necazuri să ne pregătească pentru țara de sus. Doamne, ajută-ne! Am gândit de multe ori,
Dacă n-ar fi necazuri și încercări, oamenii nu și-ar dori țara de sus. Ar spune, Doamne, pe noi să ne lași aici, în raiul acesta. Am întâlnit credincioși, martori al Iehova, ei spun că ei vor moșteni pământul și uneori, unde sunt case mai frumoase, deja merg pe strada respectivă și spun, strada aceasta va fi în moștenire la familia sau la nu știu cine. La altă mi-a fost dat să intre în casă un grup de credincioși dintre martori al Iehova și mi-a spus că ei vor moșteni pământul și a spus, ascultă, eu nu o să moștenesc pământul acesta. Eu o să plec la Dumnezeu. Eu o să-mi dau toată silința, toată viața, ca Dumnezeu să nu mă lase nici pe mine aici și nimic din familia mea să rămână pe pământul acesta. Și atunci rămâne casa. N-ați vrea să o aveți pe custodia voastră? Și zis, dar cum să nu? Atunci, dacă vreți, suntem de acord, sunteți de acord, facem în scris lucrul acesta. Și a spus, da, suntem de acord. Că la când ceilalți vor pleca noi să avem casa asta, dar mie îmi trebuie bani acum. Îmi dați bani acum pe ea, eu mă folosesc de ea și când voi pleca sus în cer, voi veniți și intrați în posesia ei. A spus, așa, nu așa. Aș vrea să vă spun un lucru. Dumnezeu a pregătit prin Domnul Iisus Hristos un loc pentru copii, pentru credincioși, pentru biserica, care, prin credință, așteaptă revenirea Domnului Iisus Hristos. Cuvântul Domnului spune, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați așa în sus pe cer? Pentru că acest Iisus, adică Fiul lui Dumnezeu, Prințul lui Dumnezeu, așa cum s-a ridicat la cer, așa va veni din nou și când va veni din nou, va ridica împreună biserica copiii lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Pe toți care sunteți pe fața pământului, aș vrea să vă încurajez cu gândul acesta. Vine vremea când Dumnezeu ne va ajuta să ne ridicăm deasupra norilor. Deasupra norilor este un soare strălucitor. Am călătorit cu avionul și întreb să vă spun că nu-i poveste, e realitate. Deasupra norilor e o atmosferă așa de frumoasă, un soare așa de frumos, iar sub pânza de nor, sub stratul de nor, ploaie, tunete, fulgere, și oamenii aleargă, animalele se ascund, toată lumea spune, vai ce vreme rea. Dar sus, deasupra, e o atmosferă deosebită. Îmi doresc din toată inima, toți frații, toți copiii Domnului, prieteni care așteptați pe mine, pe Domnul Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos, vreau să vă pregătiți pentru vremea aceea. Pregătiți-vă de acum, încredințați-vă soarta în mâna Domnului. Dumnezeu să ne ajute. Rămâi cu noi, Stăpâne Tată Bun. Cuvântul Domnului spune că în Psalmul 23, e un psalm atât de frumos. Dacă aveți cuvântul Domnului, Psalmul 23. Psalmul 23 nu vorbește de pandemie. Psalmul 23 nu vorbește despre virus. Nu vorbește despre epidemie. Epidemia a un copil micuț față de pandemie. Psalmul 23 spune așa, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimica. Când peste fața pământului va fi criză, în Psalmul 23, cuvântul Domnului, insuflat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prezent aici pe toată fața pământului, spune, nu voi duce lipsă de nimica, slăvit să fie numele Domnului. El mă paște în pășun vers și mă duce la ape de odihnă. Când alții vor fugi, vor alega pe fața pământului să se ascundă, să ceară protecție, cuvântul Domnului spune, și mă duce la ape de odihnă. Aleluia, slavă lui Dumnezeu! Îmi înviorează sufletul, nu voi avea teamă, nici amărăciune, pentru că Domnul, păstorul meu, îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său, nu pentru cărările care le creează acum această dictatură sanitară care se spune că conduce, chiar dacă nu ea conduce, ci alții din spate care finanțează,
îmi înviorează sufletul și mă povățește pe care dreptem din pricina numele Său. Și versetul următor spunem, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine, toiagul și nuiaua Ta mă mângâie, slăvit să fie numele Domnului. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de nimica, pentru că toiagul lui Dumnezeu, care înseamnă călăuzire, care înseamnă apărare, care înseamnă și mustrare, El mă călăuzește. Domnul să ne ajute să putem să iubim mustrarea și învățăturile Domnului. Tu mă întinzi masa în fața protivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Adică, cu alte cuvinte, în locul, în vasul meu, când la alții este criză, vasul meu este plin de dă peste el. Ce însemnează lucrul acesta? Sărăcie? Este binecuvântare, este prezența lui Dumnezeu. Aș vrea să rămân la aceste gânduri și să transmit bisericii pe Domnului Elim din locul acesta, care n-au putut să vină la casa Domnului, bisericilor care ne ascultă, fraților noștri de pretutine care ascultă înregistrările noastre, prietenilor care ascultă înregistrările noastre, vreau să vă ancorați nădejdea în brațul Domnului. Chiar dacă vine un sfârșit de an și așteptăm un nou început de an, e adevărat că anul acesta a fost un an ca nici unul altul până acum în istorie. Noi vrem să pășim și în anul care vine, încredințându-ne soarta în brațul Domnului. Cuvântul Domnului spune, cheamă-mă în ziua necazului, să te asculte Domnul în ziua necazului, încredințează soarta în mâna Domnului și mai spune, încredințează-ți toate lucrurile tale în mâna Domnului. Cu alte cuvinte, nu vei sta fără activitate. Nu vom sta fără activitate, ci vom avea activitate. Cel care va fi crescătorul de animale va avea activitate, nu va fi sărăcie. Cel care va fi, la volanul tractorului hotarele care vor trebui să fie semințate, hotarele vor da rod și nu va fi sărăcie pentru copiii Domnului. Domnul să ne ajute. Aș vrea peste toate lucrurile acestea, aș vrea anul 20 să se încheie cu un rezultat ca rugăciune, ca asta în post înaintea Domnului, altarul rugăciunii, altarul jertfelor din familie să nu se stingă și aș vrea ca anul 2021, vă doresc la toți, să fie un an de succes. Chiar dacă pe fața Pământului se amenință cu neîmpliniri, cu ciumă, cu suferință, vreau să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, vreau să vă doresc un an nou și binecuvântat de Domnul. Domnul să vă păzească pe toți. Amin. Următorul program, după informațiile care ne-au fost transmise de la Guvern, începând de ziua de mâine, biserica se poate întâlni din nou, având aceeași condiții în sală, distanța între scaune să fie 1,5 metri, masca este încă rămâne pe ordinea de zi, dezinfectarea când venim la biserică, când plecăm de la biserică, orice masă, orice întâlnire cu mâncare interzisă deocamdată, peste săptămână ne putem întâlni, dar la ora 8 a rămas valabilă ca toți oamenii să fie ajuns, toți cetățenii să fie ajuns la locuințele lor. Rugăm ca Domnul să ne ajute. Vineri seara vom avea rugăciune, biserică, de la ora 6 până la ora 7:30, apoi duminică vom avea cina Domnului. Ne rugăm ca Dumnezeu să fie cu noi, cu toți. Amin.